Salutare, Salutare tuturor! Mă bucur să ne revedem pe pagina Clubului de Carte cu Copiii la povești și continuăm seria poveștilor transpuse online pentru voi. Săptămâna aceasta continuăm cu poveștile editurii Cartema, niște povești absolut minunate, pline de învățăminte, atât pentru voi, cât și pentru părinți. Arată-te, rog, ce o să citim astăzi! Astăzi vom citi împreună povestea regelui care avea prea mult din toate. O să vedeți, morala a poveștii este absolut minunată, așa că hai să-i dăm drumul la citit! Povestea regelui care avea prea mult din toate e o poveste fascinantă despre puterea gândurilor care uneori ne copleșesc, dar și despre dorința exagerată de a avea mai mult decât avem noi nevoie. A fost odată un rege care avea prea mult din toate. Era frumos ca un înger și puternic ca un leu. La micul dejun mânca o omletă din 12 ouă de rață și 12 ouă de găină. La cină se ospăta din două oi și două capre. Pe masa lui erau zeci și zeci de pâini proaspăt coapte pentru el, iar vinul bea întotdeauna direct din botoiaș. Avea și o familie mare, mulți fii și multe fiice. Când râdea, cânta și dansa, putea fi auzit de departe chiar din deregatele învecinate. Dar toate acestea aveau să se schimbe. Voi ați putea mânca așa mult odată? Nu cred, nici n-ar fi sănătos să o faceți. Într-o noapte, regele a avut un vis urât și a visat că a pierdut totul. Rațele și găinile, oile și caprele, toate moșile și toți banii lui dispăruseră. Regele a fost atât de înfricoșat încât a strâns tot ce avea, să nu uităm că avea prea mult din toate, și le-a pus într-un sac imens, iar de atunci lua sacul cu el oriunde mergea. Ia uitați-l pe rege ce sac uriaș are cu toate lucrurile, uite vedem pe aici ceva capre, oițe, găini, rațe, de toate, toate. Iar regele nu a spus nimănui despre visul pe care l-a avut. Hai să vedem. Iar mai târziu a avut un alt coșmar. A visat că niște slujitori vreau să-i fure averea. Visul acesta l-a îngrijorat atât de tare, încât a hotărât de îndată să-i trimită pe toți la închisoare. Uite, săraci oameni năcăjiți cum se duc cu toții la închisoare, nevinovați, pentru că regele nu a spus nimănui nici despre coșmarul acesta pe care l-a vuse. Când închisorile s-au umplut, regele a construit altele. Oamenii erau îngroziți, dar nu îndrăzneau să vorbească de teamă că ar putea păți și ei ceva. Au început să-și ascundă gândurile față de prieteni și vecinii lor. Astfel, toți oamenii din ținut au ajuns să stea mereu cu capetele plecate și să-și vadă de treaba lor să nu mai vorbească deloc unul cu altul. Îi vedem pe toți cu capetele plecate și tăcuți! Nimeni nu ia atitudine. Tuturor le e frică. Păi regele a avut un alt coșmar. A visat că toată lumea îl jocorea și nimeni nu îl iubea și că toți priveau cu invidie pământul pe care călca, aerul pe care îl respira și apa pe care o bea. Era atât de neliniștit încât nu se mai putea bucura de nimic. Așa că ce credeți? A interzis tot! Omleta, pâinea și vinul, cărțile, plimbările, cântecele și dansul. Absolut totul a devenit interzis. Apoi a mai dat o lege, și din acel moment oamenilor le era interzis să se privească în ochi. Ah, ce urât! Toate plăcerile și libertățile oamenilor au fost luate așa dintr-o dată. Vedem pe oameni. Asta era impresia regelui că toți îl privesc cu invidie. Dar lucrurile nu se opresc aici. După un timp, regele a avisat cu o armată puternică din răsărit se apropia de regatul său. Speria de un posibil atac, s-a închis în palat și a trimis un sol cu o nouă poruncă. După lăsarea serii, oamenii erau obligați să se închidă în casele lor și nimeni nu avea voie afară până dimineața. Aceasta era hotărârea regelui care avea prea mult din toate. Nici de data aceasta regele nu a spus nimănui despre visul pe care l-a avut. Fii și fiicele regelui, fiind îngrijorați de starea tatălui lor, au chemat doctori și înțelepți din întreg regatul, dar regele n-a vrut să-i primească. Înțelepții s-au sfătuit îndelung și au ajuns la concluzia că regele suferea de o boală necunoscută și, drept dovadă, nici nu știau ce leac l-ar putea ajuta. Îl vedem aici pe regele nostru care, altădată, era puternic și frumos ca un înger. Astăzi, însă, îl vedem cu toții că pare obosit, îngândurat și, în continuare, cară după el tot sacul de avuție cu siguranță nu se simte prea bine. În fiecare dimineață, regele deschidea sacul imens și își număra averea. Și fiindcă avea prea mult din toate, după ce termina de numărat, nu mai avea timp de nimic altceva. Nu își vedea fiii și fiicele crescând, nu se mâna și nu se cera, nu făcea us din struguri, nu degusta vinuri, nu citea, nu dansa. Nimeni nu-i mai scria cântece. Regatul său se destrăma. Când împărații din vecinătate îl invitau în regatele lor, acesta le răspundea simplu: Am prea multe pe cap. Când voi rezolva pe toate, atunci voi avea timp pentru omletă și vin, pentru plimbări, dans și cântece, se gândea el. Regele, în continuare, nu a spus nimănui despre coșmarurile pe care le avea în timpul nopții și care îl măcinau atât de rău. Așa se face că dansurile au încetat. Cântecele s-au terminat. Oamenii lui mureau de foame. Părul îi încărunțise. Picioarele erau grele, iar ochii întunecați. Fiii și fiicele lui crescuseră, însă regele nu îi lăsa să se căstorească pentru că nu vroia să-și împartă averea cu nimeni. Oricât de mult și-ar fi dorit cândva, acum regele nu mai putea să-și vadă copiii la casele lor sau să-și întâlnească nepoții. Toată lumea se simte extrem de singură și tristă în regat. Asta deoarece oamenii din regat trăiau acum precum animalele sălbatice, ascunzându-se în vizuini de frica pedepselor, și-au îngropat cărțile, scrisorile și fotografiile ca să uite de toate acele lucruri care îi făceau cândva atât de fericiți. La asfințit, tot ce putea auzi era sunetul zăvoarelor închizând porțile. Cu toate acestea, pe parcursul nopții, oamenii încă încercau să păstreze o mică licărire de speranță. Când copiii dormeau, părinții le șopteau povești pentru a le colora visele a fost odată o țară frumoasă și însorită unde oamenii nu se temeau de nimic și puteau să se privească unii în ochii altora. Ei dansau, cântau, spuneau povești și își împărțiau pâinea unul cu celălalt. Deși se pare că viața oamenilor era cât se poate de tristă, vedeți, Oamenii nu își pierduseră de tot speranța și visau ca măcar copiii lor să crească într-o țară așa cum o știau ei odinioară. Ei bine, stați să vedeți ce s-a întâmplat! Într-o zi, regele s-a împiedicat și a căzut! Iar sacul pe care îl purta pretutindeni s-a prăbușit peste el. Drept dovadă, regele care avea prea mult din toate a fost drobit sub greutatea averilor sale și nu s-a mai putut ridica de acolo niciodată. Aceasta a fost cauza declinului său, au spus doctorii, fiindcă prea mult din toate a fost prea mult pentru un singur om. Îl și vedem aici pe regele nostru culcat la pământ cu sacul imens cu o întreaga sa avere pe care o căra absolut inutil în spate în fiecare zi. Pentru regele nostru, se pare că frica de a nu-și pierde averea a fost mai importantă decât bucuria de a trăi în fiecare zi, iar aceasta i-a venit de hac. După ce copiii regelui au luat sacul cu prea mult din toate, aceștia au decis să nu mai ascundă averile, ci să le folosească pentru a reconstrui împărăția. În locurile în care fusese îngropate cărți, scrisori și fotografii, crescuseră între timp copaci, iar păsările veneau să-și construiască cuiburi. Încet, împărăția a început să prindă iar viață. Țineți minte că v-am citit Oamenii și ascunseseră în pământ, uite, cărțile, scrisorile și fotografiile, iar acum din ele au crescut niște pomi foarte frumoși. Inimile oamenilor erau din nou pline de speranță. Poate că acum vom locui în țara la care am visat, se gândeau copiii, țara în care oamenii se privesc în ochi și își împart pâinea unii cu ceilalți vedeți copii, important e să nu lăsăm gândurile și grijile negre să ne copleșească și la fel de important e să nu căutăm să avem mai multă avere decât avem nevoie și să fim atenți ca și cei din jurul nostru să aibă suficient din câte au nevoie. Știm cu toții că situația actuală nu e tocmai plăcută, însă vă rog tare mult să nu vă năcăjiți prea tare din cauza asta. Lucrurile se vor schimba, carantina va trece și vom reveni din nou cu toții la viața noastră frumoasă de dinainte. Până atunci, hai să încercăm să ne o menținem frumoasă și acum, în perioada asta, cu toții acasă. Și de asemenea, rețineți încă un aspect foarte important din carte, nu căutați să vă Faceți mai multă avere decât aveți nevoie. Strângeți în jurul vostru doar lucrurile strict necesare și în rest încercați să strângeți experiențe, gânduri și oameni dragi alături de voi. Pa copii! Pa, Vă pupăm! Copii! Ne vedem mâine!